Ești gata să pătrunzi într-o lume de magie, mister și tradiții străvechi? Solstițiul de vară este un moment special al anului, plin de simbolism și ritualuri fascinante, care ne conectează cu natura și strămoșii noștri. Te invit să descoperi obiceiurile și tradițiile care înconjoară această zi unică, în care soarele atinge apogeul și noaptea este cea mai scurtă. De la dansuri în jurul focurilor de tabără până la ritualuri sacre menite să atragă belșugul, solstițiul de vară este sărbătorit cu entuziasm în multe culturi ale lumii. Rămâi aici pentru a explora semnificațiile și practicile captivante ale acestei zile magice. Solstițiul de vară marchează cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte a anului. Acest fenomen astronomic are loc când axa Pământului este înclinată cel mai mult spre Soare, atingând astfel punctul maxim al traiectoriei sale pe cer. De obicei, solstițiul de vară are loc în jurul datei de 21 iunie, dar poate varia ușor în fiecare an. Solstițiul de vară este un moment de sărbătoare în multe culturi, fiind asociat cu fertilitatea, abundența și puterea soarelui. Este un moment în care oamenii se conectează cu ritmurile naturii și își exprimă recunoștința pentru lumina și căldura care fac posibilă viața pe pământ. Iată câteva obiceiuri și tradiții străvechi legate de solstițiul de vară. Sunt zienele în România. La noi în țară, solstițiul de vară este marcat de sărbătoarea sânzienelor. Aceasta este o sărbătoare tradițională care celebrează florile de sânziene, considerate a avea puteri magice și vindecătoare. În noaptea de sânziene, fetele își pun flori sub pernă pentru a-și visa ursitul, iar oamenii aprind focuri pentru a alunga spiritele rele. Sărbătoarea este o combinație de tradiții păgâne și creștine, fiind un moment de bucurie și comuniune cu natura. Celebrările druidice. Pentru druizii antici, solstițiul de vară era una dintre cele mai importante sărbători. Aceștia se adunau la Stonehenge, un monument megalitic din Anglia, pentru a celebra răsăritul soarelui în ziua solstițiului. Stonehenge este aliniat în așa fel încât soarele răsare exact printre pietre, creând un spectacol impresionant. Druizii realizau ritualuri sacre, onorând soarele și pământul pentru darurile lor. Festivalul lui Van Kupala. În Europa de Est, solstițiul de vară este sărbătorit prin festivalul Ivan Kupala. Această sărbătoare este marcată prin dansuri, cântece și tradiții populare. Oamenii se spală în râuri și lacuri pentru a se purifica și a se proteja de spiritele rele. De asemenea, se adună flori și plante medicinale, considerate a avea puteri magice în această perioadă a anului. În Evul Mediu, când majoritatea popoarelor slave au trecut la creștinism, sărbătoarea a fost transformată în conformitate cu canoanele bisericești și numită în cinstea lui Ioan Botezătorul, care a botezat oamenii în apa Iordanului înaintea celui care va veni și va boteza omenirea cu Duhul Sfânt, adică înaintea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Sărbătoarea focului. În multe culturi, solstițiul de vară este marcat prin aprinderea focurilor. Aceste focuri nu sunt doar surse de lumină și căldură, ci simbolizează puterea soarelui și energia vieții. Oamenii se adună în jurul focurilor pentru a dansa, a cânta și a sărbători în această zi specială. În unele tradiții, se crede că săritul peste foc aduce noroc și purifică sufletul. Ritualurile de fertilitate. Solstițiul de vară este adesea asociat cu fertilitatea și belșugul. În multe culturi, femeile participă la ritualuri speciale menite să asigure o recoltă bogată și prosperitate pentru comunitate. Aceste ritualuri includ dansuri, ofrande aduse zeilor și zeițelor fertilității și ritualuri de purificare. Conectarea cu ciclurile naturii ne ajută să ne reamintim de ritualurile fundamentale ale vieții și de interdependența noastră cu mediul înconjurător.
Într-o lume tot mai tehnologizată și urbanizată, aceste momente de reconectare cu natura sunt esențiale pentru a ne menține echilibrul și sănătatea mentală. Ritualurile și tradițiile legate de solstițiul de vară ne oferă ocazia de a ne exprima recunoștința pentru darurile naturii și de a ne reînnoi legăturile cu comunitatea și cu strămoșii noștri. Ele ne amintesc de importanța respectului față de mediul înconjurător și de necesitatea de a trăi în armonie cu natura. În concluzie, solstițiul de vară nu este doar un eveniment astronomic, ci și un prilej de sărbătoare și reflecție asupra legăturii noastre profunde cu natura. Prin obiceiurile și tradițiile străvechi, putem redescoperi bucuria de a trăi în armonie cu ritmurile naturale și de a onora ciclurile vieții. Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.